Spuneam că domnul Kelemen Hunor a anunțat în urmă cu câteva momente înainte să intrăm în emisiune că va avea loc o ședință a Coaliției de Guvernare mâine și a mai spus liderul UDMR că va exista o compensare și pentru lemnul de foc. Este necesară o discuție în coaliție cu certitudine. În Comisia Economică și în Comisia de Energie din Senat au fost depuse deja amendamente multe. Am avut întâlniri cu principalii actori din piața energiei. Avem aceste amendamente care, până la urmă, au nevoie de o decizie politică și normal că această decizie politică se ia în coaliție. Iar referitor la compensarea lemnelor de foc, da, 85% dintre gospodăriile din mediul rural se încălzesc cu lemne. Noi vorbim foarte mult în România despre prețul gazului, despre prețul energiei electrice, însă uităm despre acești oameni care se încălzesc cu lemne și din punctul nostru de vedere este necesară o compensare. Țineți minte că atunci când a fost în dezbatere în Parlament legea consumatorului vulnerabil, am avut un amendament în care am propus să crească compensarea la 320 de lei, atunci era, cred că, 80 de lei și lucrul acesta s-a întâmplat, a fost votat în acest amendament al Partidului Social Democrat, a fost votat și în Senat și în Camera Deputaților. La ce concluzii să ne așteptăm mâine după ședința coaliției? Credeți că vor avea loc schimbări în privința amendamentelor, nu știu, depuse de Partidul Social Democrat, de exemplu? Eu cred că deja pe majoritatea amendamentelor depuse de Partidul Social Democrat există această dorință a coaliției de a fi introduse, pentru că, repet, și Partidul Național Liberal și cei din UDMR au depus amendamente similare. Găsim cea mai bună formă, astfel încât lucrurile să fie clarificate. Spre exemplu, am depus și un amendament care să clarifice faptul că dacă ai consumat 300 de kWh și era prețul plafonat de 0,8, ești cumva, dacă faci într-adevăr economie, te încadrezi în 255, vei avea plafonul de 200, de 0,8, dar apoi vei plăti doar pe diferență. Adică dacă consumi până în 300 de kW, să spunem 280, vei plăti 255 cu 0,8 și doar diferența va fi cu prețul pe care l-ai în contract. Am văzut că și USR a depus un amendament prin care cere introducerea unui credit fiscal pentru toate companiile românești, mai exact firmele românești, să primească credit fiscal în cuantumul a 50% din creșterea de prețuri la energie. Ce părere aveți despre acest amendament? Există o facilitate foarte importantă pentru întreprinderile mici și mijlocii, care tocmai a fost suplimentată cu peste 4 miliarde de euro. Avem aprobarea Comisiei Europene, vorbim despre IMM Invest Plus, care înseamnă exact garanții și postgaranții pentru întreprinderile mici și mijlocii din România pe cele 6 programe care sunt cunoscute, IMM Invest, IMM Prod, Garant Constructu, IMM Agro, și care facilitează întreprinderilor mici și mijlocii accesul la credit. Gradul de intermediere financiară a crescut în România, adică cu cât se împrumută sau cu cât împrumută băncile economia reală din România, și acesta este un lucru bun. Este un lucru bun pentru că asigură întreprinderilor mici și mijlocii, care sunt de fapt majoritatea companiilor din România și care asigură peste jumătate din locurile de muncă din România, asigură acel cash flow de care au nevoie, acel flux de numerar. Este foarte important în această perioadă dificilă să poată avea acces la creditare și este o veste bună pe care o transmit antreprenorilor că acest program nu numai că a fost prelungit, dar că are și resurse mai mari. Suplimentare. Da, suplimentare. Între timp, primăria Iași anunță că oprește iluminatul arhitectural după miezul nopții pentru a economisi 1,5 milioane de lei. Va fi o practică pe care o vom întâlni din ce în ce mai des în primăriile din România? Este o decizie a fiecarei administrații locale. Până la urmă, fiecare dintre primari, executivul, consiliul local își gospodăresc banii și bugetul așa cum știu să și-l facă. Primăriile care au primari gospodari, care au înțeles că venituri suplimentare pot obține dacă au parcuri industriale, dacă știu să asigure, să atragă investiții în zona respectivă, să aibă locuri de muncă, au și bugete.
Alte primării au bugete mai mici. Deci această chestiune va fi în decizia fiecărui consiliu local și a fiecărei primării. Dar ar putea să se mulțească numărul primăriilor care să apeleze, iată, este la o o astfel decizie de formulă. Locală. Da. E o decizie locală, nu va fi influențată de o decizie a guvernului sau... Ne propunem prin ordonanță, ați văzut, să sprijinim primările, să sprijinim cetățenii din localitățile României printr-un tarif mai bun la apă, pentru că de apă avem nevoie cu toții, și, sigur, prin subvenționarea unei părți din gazul pe care îl folosesc pentru încălzire acolo unde ceturile funcționează cu gaz și altor surse de încălzire. Adică există un efort din partea guvernului de a sprijini autoritățile locale pentru a putea să trecem împreună cu toții această iarnă.